Salut și v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal, un videoclip special aici pe Ultimate Team, unde vedem că s-a băgat un nou promo și s-a băgat Food Birthday-ul, în sfârșit s-a băgat și acest promo. În episodul azi vreau să jucăm un draft, să ne uităm puțin la sezon și să scriem și un pack interesant, zic eu. Dar înainte să începem, v-aș ruga frumos să apăsați butonul like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări. E bine, draft-ul o să faci mai încolo. Prima oară, haideți să ne uităm puțin la sezon, să vedem cam care e treaba. Sezon cu numărul 5, FC Pro se numește, și avem aici prima pagină. Avem aici un 81x2 destul de bine, un 82x2, un boost de coins aici și avem primul nostru jucător. Playstyle bun, ăsta e playstyle bun. Și stats-uri destul de bune aici, physical, defending, bun și pe pace. Merge în caz ca echipă de la Liga, merge chiar bine. Niște pachete pe aici destul de neinteresante. Pachetiar și aici avem opțiuni de alegere între 85x2 și 84x3. Apoi se pare că avem al doilea jucător, Food Birthday. Avem aici un jucător care are 5 skin moves, interesant, McKean. Merge acolo la agilitate, mai baci și în rest e ok. Chiar e destul de bun mijlocaș. Și mai avem pe aici niște pachete, dar tot la fel neinteresante. 21-25, haideți să vedem, un pachet 83x10, ok, un Jumbo Rare Player Spec și aici un 83x20 sau un 87x3. Clar vreo 83x20, adică clar trebuie să-ți dai ceva bun de aici. Iar apoi se pare că avem un nou jucător, acea Insignie, și... Oh, sunt două, what? Stai că nu înțeleg, sunt două carturi de Insignie? Asta are 5 stele schemus, ok. E și ăsta altul care trebuie cu ele, să merge. Oh, ăsta are 4, am înțeles care trebuie. Ah, ok, deci unul are 5 și unul are 4 stele Wickfoot, în stres sunt efectiv acești jucători. Clar, e pe ăla cu 5 stele schemus, mă gândesc, nu? Un Ultimate Pack, ok, un 85x5, 84x10 și aici iar Food Birthday Single Pack. Practic aici este un singur jucător, dar e ok, merge cu un 85x10. Da, 85x10, clar. Iar în ultima pagină, pagina cu numărul 8, aveam aici 87x4, bine acolo, 85x7, bine, și 84x20. Mamă, ăsta era premium de la sezonul trecut, acum îl găsim la 39. Și aici un Centurios UD, ce la UD? Ok, următorul e Thunderstruck, pe aia Winter Wildcard, Doty Icon, deci avem un Player Pick Icon. Însă ce este UD? Da, nu-mi pare, să-mi spuneți voi în comentarii ce înseamnă UD-ul acolo când dă seama. La live s-a băgat ceva interesant, hai să vedem, s-a băgat aici un jucător Falcao, ok. Dar arată ok, chiar arată ok, pe dribbling stă bine. Dar te-ar interesa mai mult XP-ul de aici. S-a băgat daily login înapoi, bă. abia așteptam să-i bagi. La sezon avem și Colomwani, wait, what? 95 pace, mă? 95 pace, 91 dribbling, 89 shooting, jumping 99, what? Jumping 99, attack position 97. Bă, arată bine Carlos, arată bine rău de tot. Anticipate, what? De ce are anticipate? Păi și ce trebuie să faci, mă, ca să-l iei? Așa, sper să așa, nu știu ce, cu Hector Bellerin. Deci trebuie să-l ai în echipă pe jucător. Și eu mă gândeam să-i lasă pe ce pe aia. Băi, deci trebuie să-i păstrez ca să-l iei pe ăsta. Un sezon interesant, dar nu e cine știe ce. Însă vreau să vă arăt ce mi-a picat mie. Iar aseară am făcut niște iconuri, să zic așa. I-am cu niște prieteni și am făcut niște iconuri. Am deschis și un pachet și mi-a picat un jucător foarte, foarte, foarte bun. N-am filmat din păcate, dar o să vă arăt ce mi-a picat acum. Și încarcă toată. Bam! Mi-a picat Van der Sar cu 5 cu 5, frate, băi. Eu când am văzut 5 cu 5. Tu alege 5 cu 5 Van der Sar. Bă, bun rău de tot. Și mi-a picat din icon pe cula. Ia nu știu deschis mai multe, dar în fine, icon pe cu Zico, care mi-a băgat Hunter de 5 cu 5 foarte, foarte bun. Și mi se pare, da, costă 1 milion. Chiar foarte, foarte bun jucător. E bine, în episodul azi am un icon pack de deschis, însă o să deschidem în frontul. O să scrim cu ruleta rusească, face o ruleta rusească și o să vedem cine pică, dar în club, ca să fie surprise. Însă vom face chestia asta după ce jucăm draft. Online draft, am aici eu destul de mult, am 2. Mi-a bine dat și unul ei, deci e bine. Hai să vedem formația. Hai să zic că vreau formație, n-am cum să ne iau. N-am cum să ne iau. Hai să vedem, capitanul. Boom! Let's go, Pele! Pele, come on in my team. Primul pic, let's go, hai. Left winger. Hai, dă-mi cea bun, te rog eu. Ok, Ansu Fati. Însă și cea, hai să luăm pe Ansu Fati. Hai să vedem, striker, let's go. Vreau cea bun și close. Și Griezmann ăsta arată bine. Da, să luăm pe Griezmann. Mai departe, hai să vedem și te rog, right winger bun. Avem, dă cu Sicer, nu prea aici. Știi ce, așa că o să luăm pe Rafinha. Hai să vedem. Cămă, primul cămă. Oh, wow. Hai că mi-a picat, ok. Următorul și... Oh, Seedorf Gerrard. Ok, și Little acolo în dreapta, însă nu interesează. Mă, Seedorf a mai jucat contra lege destul de bună, însă Gerrard arată destul de bine cu shadow-ul ăla, îi mărește defendul până la 88, clar și pace-ul ăla până la 90 și ceva. Deci eu o să merg pe Gerrard. Asta e left back, let's go, hai, vreau cea bun. Și avem un Ashley Cole, come on, man. Sau, stai puțin, că n-am văzut pe Teo. Mamă, n-am să facă chimie, hai că vedem. Mai departe, avem, da, nimic bun. O să împătăm tumorii. Right back-ul, hai să vedem. Da, mai departe, come on, dă cea bun. Și Rudiger,
Rudiger, Araujo, da, o să începe Rudiger. Hai să vedem. Goalkeeper, cam am vreau cea bun și... mamă, nici un jucător bun, frate, nici unul bun. Habar, o să le iau pe Terraceanu. Hai să vedem, portarul de pe bancă, let's go. Vreau un icon, icon, mi-a dat icon, dacă e Arnold, o te dea pe Arnold. Mai departe, fundașul, let's go, vreau un fundaș. Oh, Cafu Thunderstruck, mă, let's go, mă. E o echipă direct aici, unde ești? Pac! Hai, următorul, dă-mi cea bun, let's go. Mendy, wow, 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 Mendy. Mamă, nu știu ce să fac, stai puțin, că la mea aici pe... La mea aici pe Teo. Teo, aici să face chimie full. Teo joacă fundaș? No, ce treabă. Mai departe și avem aici un pic nașpa. Hai să vedem mai departe. Cam andăm unul bun. Oh, un Nani Zico! Zico pe care l-am și eu. Da, clar, luăm pe Zico. Și merge direct aici. Ia uite. Pac! Bun. Mai departe, haide să vedem atacanții. Haide, vreau un icon. Lineker, însă Lineker nu e ce știi ce. Da, habar nu se iau aici. Niciunul nu e prea bun, așa că o să iau high rate. Hai să vedem mai departe. Cam on, vreau unul bun. Vreau unul bun. Bă, ce-mi dăm aici? O să iau high rated. Come on, hai. Știu că pot să-mi iau. Da, însă nu, bă, nu pică nimic. O să iau tot high rated. Ce să fac? Mai departe, hai mă, come on. Boom. Oh, boom. Zola, let's go. Oh, Alisson, mamă, nici știu. Bă, Zola, wait, că Zola e bun rău de tot. Dar și Alisson. Și n-avem portar, ne trebuie neapărat portar. Bă, mamă, nu e greu, rău. Ne trebuie portar, băi, scuze. Let's go, hai, te rog eu. Rodrigo, merge. Merge acolo, dar poate să fie ce right winger? Da, poate să fie right winger și left winger. Oh, stai puțin. Hai că luăm și punem pe left. Oh, let's go, mai bine. Hai să vedem. Mai departe avem un player destul de bun. Hulit! Bine, mă, Hulit. Mă, dar unde mai pune și pe el? Striker, ok, striker, stai puțin. Da, Hulit clar. Griezmann iese, intră acolo. Bă, dar cum arată echipa asta acum? Haide, mai departe, let's go. Și ultimul, da, normal că ultimul e nașpa. O să ne pe Gibson. Hai să vedem ce manager tot, să vedem ce pică. Și avem aici Xavi. Bine, destul de bine arată echipa, însă să vedem cum o aranjăm. Încă nu m-am decis. Scoatem un scor de 122. E bine, așa o să jucăm în match cu Teo Hernandez ca fundaș, așa că acolo să-l folosim, însă o să intrăm cu Tomori ca să avem chimie. E bine, hai că ne-a găsit match. Obiectivul este să nu pierdem. Deci obiectivul este să nu, cum să zic, să nu pierdem în primul match. Hai să vedem echipa, Van der Sar acolo, Ribery, Rashford, Oșoala și ok, Casemiro acolo, Frimpong, ok, o să fie destul de greu. Vine acolo, recuperează aici, haide să vedem acum. Rodrigo, mă, let's go, mă, ce fake am făcut acolo. Reușim aici să-mi scriem bine, mă, Rodrigo. Si! Oh, ce fault. Hai, roșu, direct a fost, mă, ce treabă cu mingea. Haide, mă, i-a dat galben, pe bune. Oho, ce fault, haide, mă, dă-i roșu. Nu te cred, nu, s-a trebuit pizza și nu-i dă, wow. Nu te cred. Op, ia mână, bine mă, mamă ce apărat acolo, bia, noroc cu bara. Bine, acolo, s-a dus, Holit. S-a dus, aia zic. 2-1, 2-0, 2-0. Da, ok, da, kick-off glitch cu Rashford. Nu te cred, mă, de aici, du-te mă de aici, mă, n-ai cum. Haide mă! Bă, du-te, bă, cum a scos-o, imposibil așa ceva. Haide, mă, du, what? Bă, nu ție cum e jocul ăsta. Ce bară, hai, mă, pe bune. Ai, nu pot să cred. El în chat, el în comentarii, ce prost meci pe care l-am jucat, pe bune, vă zic. Haide, mă, înscrie odată. Wow. A terminat match-ul. Du-te de aici, n-ai cum așa ceva. Bară din power și apară din fața porții. Portarul zeu. Jucătorii mei dau pase poziție viitoare proaste. Însă câștigă match-ul, primul match, let's go. E bine, hai să vedem ce echipă are jucătorul ăsta. Și cam portarul, ok, Ter Stegen în poartă, Upamecano, Lizarazu, Zola, Bellingham, Pușcaș. Aoleu. Bruh. Da, ne luăm gol aici. Da, na, e greu. E greu, bă, deci Pușcaș ăsta e prea bine se mișcă. Nu înțeleg, îi simt foarte greu, efectiv, e diferență foarte mare față de echipa mea care joc. Și asta ar trebui să fie mult mai bună. Mă gândesc, a luat-o.
What? A ieșit din meci. A ieșit din meci, dar n-am scris niciun gol. What? Ce s-a întâmplat? Ce ați văzut? Ați văzut? Ați văzut? Am pe camera, am pe filmare. Ce s-a întâmplat? Wait, what? What? Stai, ce? 2-0? De ce mi-a ieșit mie? Mi-a ieșit din meci! Bă, mă jucam și mi-a ieșit din meci! Bă, avea hack? Spuneți, mamă, să scrieți în comentarii, să scrieți în comentarii ce credeți. Bă, 1-0? Era 2-0, și era 2-0, mi-a dat 2 goluri. Eu încă jucam, n-am ieșit, n-am făcut nimic. Știi că claim your rewards. Wow. Mamă, ce și ce pachete, da? Bă, ești nebun, what? Mi-au dat schimb. Mi-a dat schema aia de la ei. Dar asta este Anchor Icon Pack avem aici, da? În fine, o să vreau să schimb în felul următor. O să închid, eu am două monitoare, o să închid ambele monitoare. O să vedeți în imaginea neagră voi. O să le schid, o să bag în club și pe aia mergem să facem ruleta rusească. Let's go, hai să vedem. Hai să închid monitoarele. Pac 1. Pac și el 2-lea. Haide, let's go. Voi auziți acum, l-am apăsat, se deschide. Se deschide. Dăm skill-ul animație. Ok, am dat schimb acum. Și acum l-am băgat în club. Acum mi-a prins înapoi monitoarele. Wait a second. Bun, se vede. Și după cum vedeți, nu este double key. Deci nu este double key, este un jucător nou. Ok, hai să vedem. Prima oară o să începem cu echipele, cu sările mai... mai așa, care nu prea sunt ce și ce. Hai să vedem, Danemarca e Laudrup? Laudrup? Nu e Laudrup, ok. Hai să vedem, e Shevchenko? Ok, nu este Shevchenko. Hai să dacă e România, poate e Hagi. Let's go. Ok, nu e România, nu e Hagi. Ok, hai să vedem Mexic. Mexic? Ok, mamă, ce am sperat, ok, nu este Mexic. Hai să vedem. Este cea de aici? Nu este, n-avea cum să fie. Asta e Georgia, este best? Nu este. Ah, ok, Eto? Eto? Ah, și-aș fi vrut Eto. Cehia, Cehia este. Hai să vedem, nu este Cehia. Ok. Ok, am counterat țările care știam eu că e. Acum hai să vedem. Prima oară luăm așa, care e cea bun? Argentina nu e bine dacă pic, așa că hai să vedem. Argentina este? Ok, și... ok, nu este. Nu este Argentina, ok. Italia nu e bine dacă pică, însă e bine dacă pică Maldini, însă deja l-am. Deci, da, o să lăsăm, o să mai lăsăm. Hai să vedem, Franța e bine dacă pică. Hai să vedem Germania totuși. Și ok, nu este la Germania, nu este. Portugal, Eusebio, come on, hai, vreau Eusebio. Eusebio, ah, nu e Eusebio, ok. Hai să vedem la Brazilia, este brazilian? Come on, ah, nu e brazilian, da. Hai să vedem, Franța, este francez? Hai, nu este francez, ok. Netherlands, come on. Ok, ok, nu este nici olandez. Pa, a rămas Italia. Italia, Spania, Anglia, cel mai prost e. Ok, hai să vedem, cine poate să fie la Italia bun? Ok, hai să vedem Spania, Spania, cred că e, dar hai să vedem. Nu este, ok, nu este la Spania. Hai să vedem, o să aleg, hai să aleg, hai să alegem Italia, let's go, hai. Ok, și, ok, nu este Italia, este Anglia și probabil este un jucător mai slab. Haide-mă, haide-mă, mamă, stați că am câteva pagini. Ok, este Rooney, este Rooney. Nu prea mă bucur să fiu sincer. Rooney, da. Da, deci până la urmă Wayne Rooney era acel jucător misterios. Da, nu e. 3-4, wow. E bine, cam asta a fost episodul azi. Din păcate n-am reușit să trecem acolo mai departe în draft din cauza că ne-a scos dintr-un bug. Nu știu, ori am bug, ori avea hack, pentru că am mai auzit chestia asta. Nici din aia că ne-a picat ce știe ce chestii, dar sper că v-a plăcut tot. Sper că v-ați simțit bine uitându-vă la acest videoclip. Eu vă mulțumesc foarte mult, nu uitați acolo să apăsați butonul să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați fost deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Eu a fost Andrei Albait, v-am bat, pa, pa!